Am văzut aici câteva bilete legate de curăție, de exemplu, câte tipuri de sex sunt permise creștinului și legat de sex oral, dacă este de condamnat. Acum vorbim și cu cine căsătoriți, ca și cu cei căsătoriți că sunt mai în temă răului ăștia decât ceilalți uneori. Dragii mei, Biblia admite doar sexul marital și natural, ușor de ținut minte. Adică doar în interiorul familiei și doar ceea ce este natural, nu ceea ce este împotriva naturii. Sexul oral este o întrebuințare nefirească, zice în Roman capitolul 1. Este un pas spre homosexualitate, spre lesbianism. Adică un asemenea serviciu îți poate face și un partener de același sex. Ba mai mult, drept dovadă că este nenatural, scrie acolo că pentru asemenea păcate în trup, Dumnezeu îi pedepsește în însăși trupurile lor. Și o asemenea modalitate de manifestare a poftelor se lasă cu herpes vaginal, cancer de gât. Citiți ce spune literatura laică. Dacă nici doctorul nu te poate lămuri, nici Biblia, atunci să aibă Domnul milă de tine. Dragii mei, ce natural satisface, de-aia spun la unii, nu vizualiza pornografie, nu numai pentru că e păcat în imaginele care le vezi, te învață un sex denaturat. Pornografia nu te învață sex natural. Ca și cum, gata, tu te uiți numai să fii tu școlit pe când te însori. Nu. Îți pervertește mintea. Că ăștia nu sunt educatorii lui Dumnezeu ca să instruiască pe neștiutori. Ăștia sunt trimiși și diavolului ca să distrugă tot ce a mai rămas natural din creația divină. Dacă aceste stări s-au manifestat înainte de a te pocăi, întrebarea este dacă sunt consecințe în căsnicie după ce te-ai întors la Domnul. Ne rugăm să nu fie. M-a întrebat aici un frate în pauză dacă să se aștepte neapărat la vreo pedeapsă. M-a spus, smerenia ține loc de pedeapsă, cerem îndurare la Domnul. David a avut drept să aleagă dintre pedepse. Eu nu v-am spus asta ca să vă speriu de pedepse, măcar că dacă v-aș speria să nu păcătuiți, un proverb japonez spune că decât o oră de dirigenție, mai bine o sperietură bună. Dar dacă vi se întâmplă ceva, să vă asumați responsabilitatea. Și filistenii, când li s-a întâmplat nenorocirile, le-au întrebat de unde le vine. David, când a fost o foame de 3 ani, 2 Samuel 21:1, a întrebat de unde vine asta. Că toate, în fond, au o explicație.